v-am regăsit la un nou interviu Business and Living al grupului BIM Brașovul. Astăzi avem alături de noi pe Daniela, un expert în HR, undeva aproape, dacă stau să calculez, de 7 anișori, dar mai mult decât atâta, și o cunoștință foarte bună de-a noastră. Și anul trecut a fost invitată la platou mobil al grupului BIM Brașov, să ne povestească așa, în general, cam care este tendința. Uite, ne revedem după un an live, da? Că noi ne-am mai revăzut și am mai vorbit, dar pentru dumneavoastră, acum un an, discutam despre tendințele HR și să vedem care este feedback-ul anului trecut și ce o să mai vină. Bine ai venit alături de noi! Bună seara, cu mare drag revin de fiecare dată și mă bucur să vă văd pe voi toți. De anul trecut până în acesta au fost foarte multe schimbări, drept dovadă și noua abordare a acestei conferințe. Dacă anul trecut vorbeam despre coaching, mentoring la nivel incipient, despre cum organizațiile se adaptează la ce înseamnă cerință pe piața muncii, acum am trecut la chestiuni mai importante, la digitalizare, la această industrie 4, cum este numită, la partea de coaching și dezvoltare de programe de integrare, de beneficii, ceea ce înseamnă într-adevăr o evoluție. Pentru că în final acest domeniu de al resursei umane este într-o continuă schimbare. Așa că acel concept deja mult discutat, VUCA, este la modă și cu siguranță este o cheie în ceea ce înseamnă HR pentru anii următori. Da, acum că tot ai ridicat problema asta, sunt foarte mulți pe piață coaching, trainer, how-how și de-astea pompoase, că nici nu știi cum să le mai spui, dar problema este că și noi ne-am confruntat cu foarte mulți, foarte slabi și oameni care nu au ce căuta în treaba aceasta, nu au nicio pregătire și mai mult decât atâta, cum se zice, doar fațada este de ei, pentru că dacă te duci la cursurile lor, vei vedea că, de fapt, esența nu este, putem să zicem că este aproape de zero. Cum putem să le spunem la cei care vor să se trăinuiască, dar să și învețe, să știe să aleagă sau să discearnă, mai ales, uite, o companie unde lucrezi, o companie foarte mare și importantă din Brașov, da, Mile, totuși are o grămadă de oameni care trebuie tot timpul să upgradeze, cum am zis mai devreme. Cum facem chestiile astea? Mai ales că voi sunteți pe HR, toată lumea. HR-ul e cam ca mama, știi? Mama ca găinușa aia cu puișorii și trebuie să aibă grijă de ei. Ai ridicat într-adevăr foarte multe aspecte importante. Într-adevăr, sunt foarte mulți furnizori de servicii de formare profesional, exact cum ai accentuat și tu. În ghilimele unii, da, să știți foarte bine. Piața este suficient de largă, este important ca în fiecare companie să existe acea persoană care să fie responsabilă de ceea ce înseamnă a identifica care este nevoia reală a companiei, atât din punct de vedere al resursei umane, cât și al necesarului de dezvoltare. Și aici intervine rolul specialistului pe training și development, cum și în cazul meu se aplică, este responsabil într-adevăr să identifice acele competențe cheie pe care compania le solicită pentru ocuparea anumitor poziții. Mai mult decât partea aceasta, partea de integrare și partea de dezvoltare profesională, plan de carieră, plan de succesiune, sunt foarte importante. Și atunci, furnizorii de servicii profesionale, asta în cazul în care nu ai intern organizat o structură de development, ar trebui să fie suficient de descriptivi în ceea ce oferă, astfel încât compania să aleagă ceea ce îi se potrivește. Partea aceasta de coaching, într-adevăr, este foarte importantă și de cele mai multe ori este externalizată. Totuși, cred că ar trebui să avem în vedere și folosirea resursei interne, pentru că această parte de mentoring în primă fază este decisivă atunci când dorești să dezvolți persoane la nivel de management în companie. Că vorbim ulterior despre coaching, atât la nivel personal cât și profesional, pentru că știm că sunt două tipuri, cred că este foarte important să știi exact direcția, unde vrei să ajungi cu acel om și mai mult decât atât să vezi ce resurse are el însuși pe care le poți folosi în folosul lui pentru dezvoltarea lui. Da, trebuie să știm foarte bine că trebuie să
te instruiești cel puțin pe partea tehnică, dacă pot să spun așa, adică dacă la celelalte mai putem să mai batem la ușă sau la alta, la partea tehnică chiar trebuie să fie upgradat, exact ce discutăm și aici la conferința la Great People Insight, partea tehnică și tehnologică și tot ce vine, asaltul acesta de cunoștințe, de tehnologizare de la început până la sfârșit, dacă putem să spunem, de la un an la altul crește. Și atunci, dacă tu nu te pui la punct, s-ar putea la un moment dat o linie de producție sau nu să aibă foarte mari probleme. Într-adevăr, companiile care activează în acest domeniu al producției se confruntă, poate nu spun anual, dar uneori chiar și zilnic cu aceste schimbări, de ce tehnologiile se schimbă, instrumentele de lucru se schimbă și atunci personalul, cum este numit din producție, personalul direct, productiv, trebuie să fie într-adevăr updatat la aceste tehnologii, să fie instruit. De cele mai multe ori sunt anumite companii care sunt și furnizorii de acele echipamente, oferă aceste pachete de instructaj inclus în prețul achiziției acelor utilaje, dar mai mult decât atât, fiecare companie care se respectă are un departament de training și development, ceea ce înseamnă că are și cel puțin un trainer tehnic specializat pe domeniul de activitate al companiei și foarte mulți colaboratori. Aici intervine și partea de parteneriat strategic cu universitățile, pentru că și ei sunt un stakeholder foarte important în ceea ce înseamnă dezvoltare și acest update tehnologic. Acum revenim și la forța de muncă. Cum se vede forța de muncă? Uite, pentru o unitate foarte mare în Brașov, suntem, față de anul trecut, suntem pe plus, suntem pe minus, avem deficit. Cum este? Pe partea de administrare, să spun așa, cu siguranță colegii mei sunt cei mai în măsură să povestească despre asta. Ce pot spune eu ca și opinie personală din ceea ce am văzut și am experimentat, este că există într-adevăr o necesitate foarte mare de a instrui noi angajați pentru a fi, bineînțeles, productivi, eficienți și să respecte standardele și de calitate ale companiei. Sunt persoane calificate, sunt persoane bine pregătite, dar trebuie să avem în vedere că acele persoane sunt vânate, să spunem așa, în termeni neoficiali. Și atunci, ceea ce noi și cealaltă companie oferă, trebuie să alcătuiască un pachet foarte atractiv. Într-adevăr, poți pregăti o persoană într-un domeniu tehnic atâta timp cât gradul de complexitate al task-ului pe care l-are de făcut nu este mare. Altfel, partea de inițiere, plan de inițiere, școlarizare, se întinde pe o durată foarte lungă, ceea ce implică resurse umane, resurse materiale și atunci, da, ar fi de dorit să găsești personal calificat. Altfel, este un risc pe care ți-l asumi și acest turn of investment trebuie să fie, bineînțeles, pe plus. Da, frumos spus, așa a spus foarte bine Daniela. Daniela așa o dă să fie bine pentru toți, cum se spune, și e un lucru foarte bun. În încheiere, vreau să îmi spui dacă, într-adevăr, creșterea aceasta în România a firmelor mari care vin din Europa și acum chiar suntem aici și discutăm la această conferință foarte mare, una dintre cele mai mari conferințe de HR din România și din Europa, pentru că sunt din Anglia, Franța, Spania, da, invitați valoroși. Cum se vede perspectiva? Vin firmele mari în România? Vor neapărat să fie aici? Față de alți ani. Acum, sincer, stau și mă gândesc puțin la industriile în care am avut oportunitatea până acum să lucrez, și ultimele fiind automotive și acum partea de electronică. Foarte bine a punctat un invitat din această seară când a spus că, în final, companiile nu vor muri de înfometare, ci vor muri de indigestie, ceea ce înseamnă că există o cerere foarte mare pe piața muncii în această direcție, dar trebuie să fim precauți în momentul în care deschidem un business într-o țară cum este România, pentru că există tendința de a deschide porțile și atunci am fi invadați de foarte multe persoane care nu sunt întotdeauna omul potrivit la locul potrivit. Și acest proces de triere ar trebui făcut de la început, tocmai pentru a te asigura că acei parametri pe care o companie bifează pentru a fi profitabilă trebuie să fie foarte clar analizați înainte de a lua o astfel de decizie.
Da, cu Daniela o să ne mai întâlnim și doresc să mai discutăm pe diverse subiecte de HR, pentru că cred că sunt foarte multe și nu avem timpul necesar să le dezvoltăm aici. Îți mulțumesc foarte mult, o să ne mai vedem cu invitații noștri. Continuăm într-adevăr seria de interviu la Great People Insight și mâine, în a doua zi a conferinței. Vă urăm toate cele bune și în curând noi life-uri.